doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giugiu. Iată mai întâi pe scurt principalele subiecte ale zilei. Curățenia, străzile și confortul cotidian, grijile giurgiuvenilor. Peste 18 milioane de români așteptați duminică la urne. Forțele de ordine pregătite pentru scrutinul de duminică. Mii de vize de flotante liberate în câteva luni. Hotelăria de la Giugiu aproape o certitudine. Curățenia, situația străzilor, grija pentru confortul cotidian sunt subiecte pe care giugiuvenii le discută ori de câte ori au ocazia. În general, oamenii nu au pretenții foarte mari, dar își exprimă nemulțumirea atunci când autoritățile nu țin cont de solicitările lor. Problemele pe care le reclamă giurgiuvenii cel mai frecvent se referă la lipsa de curățenie și prezența gunoaielor la tot pasul, la gropile din carosabil sau la noroiul de pe foarte multe străzi. De fiecare dată când au ocazia, oamenii se plâng reprezentanților mass media în speranța că doleanțele lor vor fi auzite de autoritățile locale sau de cei responsabili pentru rezolvarea acestora. Avem mai microbe aici, atât copii. Da, toată ziua cu vecina asta, mă tur toată ziua. Vă adunăm hârtii, mă turăm pe aici, pempe și mizeri. Nu mai putem să mai trecem pe aici, pe blocurile astea. Da. Dar dacă ar fi curat, da. Dacă văd că eu, dacă văd că e gunoi acolo, dar tu și eu acolo, dacă capacele, uitați, păi, uitați acolo, astea sunt acoperite de mine, că mi-a căzut cățelul acolo, mi-a căzut un cățel acolo, copiii pot să treacă pe aici, Doamne ferește, să cadă. Păi aici nu s-au pus capace pe canalizările astea. Am pus eu pietrele astea ca să fie astupat. Acum nu facem pe nimeni vinovat, că cine o fi furat, le-a furat, dar nu trebuie completate. E domeniul public. Când poate vânturi la noi aici, un haos este aici. Toate hârtile care la noi în curte vine, toate mizerii, pamper și faci fel de toate astea, câinii vine cu ei în gură, tot la fel. De multe să mă stă de mizerii, de miros, de șovolani. Găuri, dacă o luați pe acolo și ați găuri de șovolani, de mare sunt. Deci avem și noi ca fiecare copii, îmi stăm cu minosul, dăm la un geam, tot la fel, ca fiecare om. Au venit să toarne asfalt, dar nu a dat o amorsă, nu au curățat înainte, nu se poate da. Să toarne un asfalt fără să faci o pregătire înainte. O pregătire minimă. Nu zici că atunci când iei o stradă să o asfaltezi, să îi torni un covor asfaltic de la început. Sunt indignat pentru că din banii mei, ai dumneavoastră, ai tuturor giurgiuvenilor, cineva își bate joc de noi, pe banii noștri. Sunt foarte indignat. De acest mod de a cheltui banii publici, banii din bugetul local. Suntem ultimii din Giurgiu, nu? De la noi se termină lumea, da? Vine, ne bagă mereu un autogreder, ne împinge nițel pământul și ne lasă așa, până de vale la alimentarea cealaltă, la calea ferată. Când e ploaie, e urât. Avem și de copii care merg la școală, care... Probleme. Și cu câinii ăștia, nu, e o grămadă câini care am mușcat atâtea femei. Când văd că vin mașina să-i prindă, ai naibii să pune în colon și pleacă toți pe calea ferată dincolo, pe vale. Și rămâne prinde cât o gioarță de câine. Că ne mănâncă câine, ne mănâncă șerpi, ne mănâncă, ia uitați. Nu știu al cui este, noi nu știm al cui este. Noi nu știm. Cu cizmele. Luăm cizmele cu noi, dacă vedem să ne ducem mai departe, le pădăm cizmele la o vecină și ne luăm pantofii. Nu a venit nimeni de la primărie să facă ceva pentru dumneavoastră? Trebuie mama și tata, poate că venea, dar dacă nu trece niciunul, ce să facă? Tot la fel, nici lumină n-avem. De trei seri noi n-avem lumină. Nu merge iluminat? Nu, nu merge. Și uite, noroi, uitați, până nu mai putem să mai trecem niciun pic. Asta e nenorocirea. Greu, dar ce să fac? N-am ce să fac. Mai vine cineva până la noi să zică că mai sunt și niște amărâți până orașul ăla, până marginea orașului, nimeni nu mai trece pe la noi. Cum trecem? Păi mai trecem unul la altul. La pâine, la asta, eu nici nu mai pot să mai mă duc să duce soțul. De multe ori, singurele speranțe ale oamenilor se îndreaptă către presă. Sunt și multe situații în care ei se adresează administrației locale în scris. Din păcate, în numeroase cazuri, nu numai că nu li se rezolvă cererile, dar nici nu primesc răspunsuri. Duminică 5 iunie, peste 18 milioane de români sunt așteptați la urne. Secțiile de votare se vor deschide la ora 7 și se vor închide la ora 21, iar pentru prima dată în România va fi folosit un sistem informatic pentru depistarea votului multiplu.
Duminică, peste 18 milioane de români cu drept de vot sunt așteptați să pună ștampila votat pe buletinele electorale. Spre deosebire de alți ani, la aceste alegeri au fost introduse mai multe noutăți menite să ușureze procesul de votare, dar și să îi depisteze pe cei care intenționează să voteze de mai multe ori. Astfel, în fiecare secție de votare va fi folosit un sistem informatic care va depista votul multiplu. Procesul de votare începe atunci când operatorul de calculator îți scanează actul de identitate. Apoi, sistemul realizează simultan următoarele verificări: dacă ai drept de vot, la ce secție de votare și în ce circumscripție electorală îți poți exercita acest drept, dacă ai votat deja la o altă secție. Astfel, votarea devine mai simplă, mai rapidă și, esențial, este eliminată posibilitatea votului multiplu, implicit a fraudei electorale. La alegerile de duminică au dreptul să voteze persoanele care au împlinit 18 ani, inclusiv cele care împlinesc această vârstă pe data de 5 iunie. Pot vota și cetățenii Uniunii Europene care au reședința în România. Alegătorii pot vota la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea de domiciliu sau reședință și unde sunt înscriși în lista electorală permanentă. Persoanele care nu se pot deplasa la secție din motive medicale pot solicita urna mobilă. La alegerile locale poți vota numai în localitatea de domiciliu sau de reședință. Dacă nu te poți deplasa din cauze medicale sau ca urmare executării unei pedepse privative de libertate, poți solicita urna mobilă în condițiile legii. Pentru a putea vota, este necesar oricare din următoarele documente: carte de identitate, carte de identitate provizorie sau carnetul de serviciu militar în cazul elevilor din școlile militare. Scrutinul pentru alegerile locale reprezintă pentru mulți cetățeni un prilej de a frauda activitatea de votare, însă forțele de ordine sunt pregătite, ca de obicei, să preîntâmpine astfel de nereguli. Poliția atenționează că sunt interzise faptele și acțiunile care ar putea afecta procesul votării și sunt sancționate cu amendă, interzicerea unor drepturi și chiar închisoare. Cetățenii români cu drept de vot sunt chemați la urne duminică 5 iunie pentru a-și alege primarul și componența consiliilor locale și județene pentru următorii 4 ani. Legislația în vigoare prevede multiple sancțiuni contravenționale și chiar pedepse cu închisoarea pentru încălcarea regulilor din secțiile de votare, respectiv a celor care se aplică pe parcursul procesului electoral. Reamintim că prezența oricărei persoane în cabina de vot, în afara celei care votează, precum și fotografierea sau filmarea cu orice mijloace a buletinului de vot, constituie contravenție, se pedepsește conform legii. Amenda este între 600 și 1000 de lei. De asemenea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, altele decât cele cu valoare simbolică, constituie infracțiune și se pedepsește conform legii cu închisoarea la 6 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi. De asemenea, votul se exercită în localitatea de domiciliu sau de reședință numai pe baza actului de identitate. Cu închisoare de la 6 luni la 3 ani vor fi pedepsiți și cei care votează fără a avea acest drept, cei care votează de 2 sau mai multe ori, precum și cei care introduc în urnă mai multe buletine de vot decât are dreptul un alegător. De asemenea, este interzisă intrarea în cabina de vot cu dispozitive care pot capta imagini, fotografierea sau filmarea buletinelor de vot în interiorul cabinei, dar și părăsirea secției de votare cu buletine de vot de către alegători. Zeci de elevi de la mai multe școli din municipiu au dovedit astăzi că și deșeurile pot prinde viață. Cei mici au sărbătorit în avans Ziua Mondială a Mediului cu o paradă a costumelor eco și obiecte confecționate din materiale reciclabile. Sala de festivități a școlii numărul 8 Academician Marin Voiculescu a fost plină de culoare astăzi, când zeci de elevi au celebrat în avans mediul înconjurător sărbătorit anual la data de 5 iunie. Sub sloganul Nebun după natură, activitatea a fost organizată de Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu și a constat în prezentări privind importanța protejării mediului, dar și două concursuri pentru copii. Sunt implicate școlile, școala numărul 10 din Giurgiu, Academician Marin Voiculescu și școala Mihai Eminescu. Constă în parada eco, defilarea de costume, fiind la final premiați cu diplome 1, 2 și 3 și premiile constând în
rechizite școlare și obiecte folositoare vacanței de vară. Creativitatea și dorința de a demonstra că și o banală pungă de plastic sau o cutie de carton poate lua viață și se poate transforma într-o piesă vestimentară au făcut ca activitatea de astăzi să dezvolte simțul civic al elevilor, dar și respectul pentru lumea care îi înconjoară. Bună! Din ce este confecționată rochița ta? Rochița mea este confecționată din saci menajeri și scoci și sclipitor colorați. Cât timp ți-a luat să o realizezi? Două ore jumate, mult. Te-a ajutat cineva? M-a ajutat mama, de asemenea, și-i mulțumesc. Este făcut din sfoară îmbibată în aracet. Am pus pe forma unui balon, am așteptat să se usuce vreo 5 ore, iar apoi am spart balonul. După aceea l-am ornat cu diferite chestii. Din hârtie am făcut niște peștișori, balene, am făcut și un copăcel. Te-a ajutat cineva sau l-ai făcut singur? Da, m-a ajutat și mama și tata. Fără ei nu aș fi putut să-l fac. Fiecare copil, ajutat și de părinți, a confecționat un costum din materiale reciclabile pe care l-au prezentat colegilor și invitaților din sală. Haideți să aplaudăm și pe cei de la școala 10! În urma campaniei de recrutare a tinerilor care doresc să îmbrățișeze cariera de jandarmi, 15 giurjuveni au răspuns ofertei instituției militare. Cei 15 tineri au intrat deja în cursă și au susținut deja evaluarea psihologică. Instituțiile militare de profil au scos la concurs aproape 300 de locuri pentru cei interesați. 15 tineri din Giurgiu care doresc să susțină examenul de admitere la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București, Arma Jandarmi, au susținut recent evaluarea psihologică. Este vorba despre cei care au răspuns pozitiv ofertei educaționale oferite de către Inspectoratul Județean de Jandarmi Giurgiu. Tinerii interesați de o carieră în jandarmeria română și care au optat pentru Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București au susținut deja evaluarea psihologică. În funcție de rezultatele obținute, aceștia mai au de trecut o probă eliminatorie, respectiv verificarea aptitudinilor la educație fizică. Abia apoi urmează probele scrise, care constau în teste grilă la limba română, istorie și limba străină. Campania noastră de recrutare continuă însă pentru școlile militare de subofițeri din Drăgășani și Fălticeni. Cei interesați pot opta pentru școala militară de subofițeri jandarmi Grigore Alexandru Ghica Drăgășani și școala militară de subofițeri jandarmi Petru Rareș Fălticeni. La fiecare dintre cele două instituții de învățământ sunt scoase la concurs câte 175 de locuri. Cererile de înscriere la concursurile de admitere, dar și relații suplimentare se pot obține la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu din șoseaua București numărul 57. Schimbarea temporară a domiciliilor unor cetățeni giurgiuveni dintr-o localitate înaltă a județului atrage în mod firesc atenția autorităților județene și poliției. Tema privitoare la neobișnuitul fenomen legat de rezidențele sau domiciliile respectivilor giurgiuveni au făcut și obiectul unei declarații a prefectului Zorinel Niculcea, ieri cu prilejul unei conferințe de presă. Pregătirea alegerilor locale din iunie 2016 a reprezentat tema principală a conferinței de presă organizată ieri la sediul prefecturii Giurgiu. Întâlnirea prefectului Zorinel Niculcea cu jurnaliștii i-a prilejuit oficialului giurgiuvean să aducă la cunoștința reprezentanților presei amănunte legate de un fenomen considerat neobișnuit, stabilirea temporară a domiciliului unor giurgiuveni dintr-o localitate în alta cu precădere din mediul rural în cel urban. Problema în discuție ar argumenta cel puțin la modul teoretic existența municipiul Giurgiu a unui număr de circa 59.000 de cetățeni cu drept de vot, o cifră mult prea mare în comparație cu populația reședinței de județ. Am primit acum câteva săptămâni informații și apoi s-au confirmat că în ultima perioadă este un fenomen, să zic, neobișnuit în ce privește rezidențele și domiciliile cetățenilor, mai ales la nivel de comune, în mediul rural. Spre exemplificare, prefectul Zorinel Niculcea a prezentat jurnaliștilor o situație din care iese numărul cetățenilor din câteva localități urbane care și-au luat vize de flotant în orașele județului și în special în municipiul Giurgiu. Din aceasta, doar câteva exemple.
Prefectul Giurgiuvean a mai precizat că datele prezentate au fost strânse pentru perioada care nu cuprinde și ultimele 3 zile de dinaintea conferinței de presă. De remarcat este faptul că în urma fenomenului în discuție, poliția a făcut verificări la domiciliile provizorii ale giurgiuvenilor și numai într-un singur caz, la Bulbucata, s-a întocmit dosar penal pentru mai multe persoane care locuiau la aceeași adresă. Dosarul se află pe rol la parchetul Giurgiu. Demersurile pentru realizarea unei investiții privind construirea unei oțelării la Giurgiu sunt continuate, atât de investitorii sud-coreeni, cât și de către compania din Statele Unite, care va contribui financiar pentru această investiție. O dovadă în acest sens este și corespondența purtată recent între acești parteneri. Discuțiile privind realizarea unei oțelării la Giurgiu au prins contur și cu ocazia vizitei pe care au făcut-o la Giurgiu reprezentanții unei companii sud-coreene, una dintre firmele cele mai cunoscute la nivel mondial în acest domeniu. Cu acea ocazie au fost punctate câteva repere importante. Între timp, demersurile au continuat așa cum este confirmat și prin corespondența din urmă cu câteva zile dintre grupul sud-corean și o companie din Statele Unite care finanțează astfel de investiții în România. Cu ocazia vizitei menționate au fost de altfel discutate și aspectele prezentate în relațiile dintre cele două companii. Cel mai important sau urgent care trebuie să fac aici în Giurgiu este un nou pod, corect? E adevărat. Eu ca cetățen străin sau locatar în România, locuitor în România, chinuiesc foarte mult când trece podul acesta. Cel mai urgent este să faceți un proiect, studiu fezabilitate către Giurgiu și Rusia. Nu e așa? Necesitate. Atunci, autostrada, da. Atunci, propunerea mea este, dacă aveți un gând, un acord, noi coreenii, poate prezente un design. Da, din partea noastră. Adică proiectul. Să ne ajutați în acest sens. Un proiect, noi o să aducem un propunere, pe baza propunere noastre, voi trebuie să facă studiu de fezabilitate oficial cu licitație. În același timp, coreenii va pregăti investiții. Înțeles, în da. Același timp. Da, da. Atunci este foarte important să orașul Giurgiu lansează o licitație de studiu fezabilitate. De atunci începe coreenii să implică investiții. Am înțeles. Și o verde ca parte integrată a dezvoltării. Da, pe practic, da. Pe o predictibilitate ulterior apar și investiții. Foarte important asta. Am înțeles. Întotdeauna, aici, după ce face studiul fezabilitate, caută investitori. Nu. Da. Dacă noi venim cu propunere de proiect, deja ei se formulează investiții. Asta e o mare avantaje dacă aveți niște delegații din Coreea aici. Nu este rentabilă pentru populație, este foarte scump agentul termic și trebuie să găsim noi de la oțelărie să venim să dăm agent secundar. Nu, agentul termic care va fi recuperat de la furnale va fi direcționat către oraș, sigur. Va fi, primăria va trebui să facă partea de racordare, da? Da. Iar agentul termic va fi probabil la o jumătate de preț de ceea ce plătesc în momentul ăsta locuitorii orașului. Tocmai de asta vă spun că avem gazul și infrastructura, să trecem peste canal, să ajungem la populație, să mergem pe rețeaua principală de distribuție energie termice, dar plecând de la, avem odată rețeaua de gaze este în oraș, terminalul de gaze. Dar putem să luăm de la centrala de la CET și venim cu el direct în cetățe. Liniile acestea cât au? Că noi avem nevoie de 50 de megawatt. Păi sigur țin asta. Sigur da? Țin, da, da. Da, pentru că ele duc, toate le vedeți, alimentau cu energie electrică toată platforma industrială Chimie 1. Tot planul de investiții este realizat de un fond de investiții din Statele Unite ale Americii, dar se bazează pe expertiza managerială a concernelor coreene care vor folosi forța de muncă locală, specialiștii, muncitorii care vor fi plătiți chiar de către concernele coreene, da? Și în felul acesta banii vor ajunge direct la firmele românești care vor lucra sub incidența, sub antreprenorială a concernelor coreene. În felul acesta ei vor învăța ce înseamnă organizare, eficiență, da, și darea în funcțiune a unui obiectiv strategic industrial în timp real.
Ultimele amănunte despre această investiție arată că oțelăria urmează să ocupe o suprafață de 16 hectare pe terenul fostului combinat chimic. Va fi produs oțel special care va fi folosit pentru fabricarea de șine de cale ferată pentru trenuri de mare viteză ce vor fi exportate în Turcia, Serbia, Ucraina, fostul spațiu sovietic și Coreea de Sud. Important este și faptul că energia termică rezultată va fi utilizată pentru încălzirea orașului la un preț mai mic cu 50% decât cel actual, dar și faptul că vor fi create circa 450 de locuri de muncă. Guvernul a aprobat acordarea unui ajutor financiar pentru depozitarea privată a cărnii de porc. Este vorba despre ajutorul de stocare acordat operatorilor care, într-un termen determinat, retrag de pe piață o cantitate fixată de carne de porc. Operatorii care corespund cerințelor nu pot depăși perioada de stocare de 150 de zile. Guvernul a aprobat recent acordarea unui ajutor financiar în limita sumei de 309.500 de euro pentru depozitarea privată a cărnii de porc. Ajutorul se acordă ca sprijin din Fondul European de Garantare Agricolă și se prefinanțează din sumele alocate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2016 din venituri din privatizare. Ajutorul se acordă pentru cererile depuse începând cu 4 ianuarie 2016. Cererile se raportează la o perioadă de depozitare de 90, 120 și 150 de zile. Ajutorul se acordă operatorilor care, în termen determinat, retrage pe piață o cantitate fixată în prealabil de carne de porc proaspătă sau refrigerată, pe care o congelează și o mențin în stoc fără schimbarea depozitului pe o perioadă prevăzută într-un contract. Care sunt beneficiarii ajutorului? Pot beneficia de ajutor la stocarea privată a cărnii de porc toate persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale, familiale sau persoane juridice, plătitori de TVA, denumiți în continuare operatori, stabiliți pe teritoriul comunitar și care desfășoară activitate în sectorul cărnii și al creșterii animalelor, sunt înscriși în Registrul Comerțului, dispun în vederea stocării de instalații corespunzătoare autorizate. Fiecare cerere trebuie să se refere doar la una dintre categoriile de produse aflate în anexă, care face parte din hotărâre și trebuie să acopere o cantitate minimă de cel puțin 10 tone de produse dezosate și cel puțin 15 tone pentru celelalte produse. După aprobarea cererii, plata se va face în contul beneficiarului în termen de 5 zile de la alimentarea contului APIA cu suma solicitată și aprobată. Sprijinul financiar se implementează de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și rețeaua sa teritorială. De asemenea, APIA va pune la dispoziția solicitanților formularistica și documentația necesare aplicării corecte a măsurii de acordare a ajutorului, precum depozitarea privată a cărnii de porc, și va elabora metodologia de aplicare a măsurii și ghidul solicitantului. Cineast român, producător, distribuitor de film și manager cinema, Ada Solomon s-a născut pe 3 iunie 1968 și lucrează în domeniul cinematografiei de peste 20 de ani. În calitate de producător de filme, câștigătoare a unor premii internaționale, Ada a lucrat cu regizori precum Cristian Nemescu, Radu Jude sau Paul Legoescu, Poziția copilului sau Aferim fiind doar două dintre filmele produse de româncă. Ada Solomon este fondatorul și directorul festivalului de film Next, înființat în memoria lui Cristian Nemescu și Andrei Toncu, și este unul dintre cei mai activi cineaști contemporani. Născută la București pe 3 iunie 1968, Ada este de asemenea producător, distribuitor de film și manager cinema, în această ultimă calitate dezvoltând debutul în lungmetraj al lui Daniel Surdu pentru Un pas înaintea Serafimilor. Ada Solomon a produs o serie de scurtmetraje câștigătoare a numeroase premii internaționale. Marilena de la P7 în regia lui Cristian Nemescu, Lampa cu căciulă realizat de Radu Jude și Renovare a lui Paul Negoescu. Ce-au zis oamenii când termină baia? Azi ar trebui, dar auzi că n-am nevoie de chit. Auzi? Mm. Nu crezi că deja ne costă cam o distracție asta? A, cu ce vrei dacă am început? Principala problemă e că parcă nu mai termină odată. Las că terminați baia dacă au chit. No. Și? Ce facem? Te duci tu? Da, mă duc eu. Pe urmă, cum se fac? Ce-ți
Ada Solomon este și producătorul filmelor Poziția copilului, regizat de Cătălin Paul Nețăr, film deținător al Ursului de Aur în 2013, sau al celui de-al treilea lung metraj al lui Radu Jude, Aferim, și el câștigător în 2015 a Ursului de Argint, pentru cea mai bună regie. Colaborarea Adei Solomon cu parteneri internaționali, precum Franco Zeffirelli, la realizarea proiectului Calas Forever, de exemplu, întregește portretul profesional al unui cineast român contemporan de mare valoare. Jurnalul TV Giurgiu continuă acum cu rubricile Sport și Meteo. Arsenal Malu este câștigătoarea Cupei României. Faza județeană, după ce a învins cu 4-1 în finala disputată împotriva formației de Liga 5-a, ASE Viitorul Puieni. Partida s-a disputat miercuri pe stadionul Dunărea din Port, în fața câtorva sute de spectatori, și a fost la dispoziția jucătorilor din Malu. Deși formația din Puieni era considerată revelația cupei pentru parcursul său surprinzător, mălurenii s-au impus și au marcat încă din primele minute, apoi au mai făcut-o de 3 ori, cei din Puieni înscrind și ei dintr-un șut frumos. Pentru formația din Malu au marcat Alin Damian, Alex Jelescu, Mihai Danciu și Silviu Radu. Și după 90 de minute de fotbal frumos, tunarii au confirmat că merită cupa. Meci frumos, felicitări adversarului nostru de astăzi pentru parcursul care l-a avut în Cupa României. Ce să spun, echipa mai bună a fost noi astăzi. Aflat la primul meci din cariera sa, tânărul Adrian Tudorache s-a bucurat alături de colegii săi pentru câștigarea cupei. Spune-ne ce simți în momentul ăsta. Emoții, fericire, cum trebuie să simți mereu când câștigi o cupă. Ai cuiva, identici cuiva acest trofeu? Familiei mele, dacă astea s-o emoții. Am văzut că la Arsenal Malu în ultima vreme se promovează jucătorii tineri. E un lucru bun ăsta? Da, este un lucru foarte bun, că juniorii își mai dezvoltă experiența. În primul rând, felicitări. Ați avut emoții? Cum a fost? Da, bineînțeles. La fiecare meci sunt emoții, fiecare meci le așteptăm cu încrâncenare, fiecare meci e greu în felul lui, mai ales o finală de cupă. E a doua cupă pe care o ducem la Malu și ne bucurăm foarte mult pentru asta. Care a fost cel mai greu moment al meciului? Nu știu, au fost mai multe momente grele ale meciului, au fost multe ratări, foarte multe ratări. Acest lucru ne îngrijorează pentru play-off. A fost un meci pe un teren relativ greu, destul de tare, dar ne-am impus superioritatea valorică și cred că scorul de 4-1 este pe drept meritat de noi. Bucurie și pentru jucătorii din Puieni, care, deși aflați într-o ligă inferioară față de Arsenal Malu și cu un lot mai puțin experimentat, au luptat în fiecare partidă și pas cu pas au ajuns în finală. Felicitări pentru că ați ajuns în finală. Cum a fost meciul? Mulțumesc în primul rând. Destul de greu, ce pot să spun. Am întâlnit o echipă foarte bună, cu pretenții mari. Noi nu prea avem pretenții, dar suntem bucuroși că am ajuns în finală. Asta e cel mai important pentru noi. În rest, ce pot să spun? E o fericire maximă pentru noi că am ajuns aici. Chiar mai mult nu cred că puteam să facem, dar am încercat să facem un fotbal bun. Cu nervi, cu asta e. Cum o să sărbătoriți în seara asta? Cu bere, cu șampane, cu cum se cuvine, cum se zice, cum se cuvine. În rest, e ce pot să spun. Cu privire la sezonul care urmează, ce așteptări aveți? Nu se știe încă. Sperăm să terminăm cât mai sus în clasament. Cine știe, poate încă o semifinală, o finală din nou aici.
în cupă, dar nu se știe, totul mai este până atunci. Lotul Astrei Giurgiu se reunește luni 6 iunie în vederea abordării noului sezon, primul antrenament al campioanei României fiind programat pe stadionul Astra din Ploiești. Conform unui comunicat al clubului, programul echipei va include antrenamente zilnice, urmând ca pe 16 iunie formația să facă deplasarea în primul cantonament centralizat, programat în Slovenia. Până atunci, Astra rămâne o campioană care începe să-și capete la capitolul lot, după ce Găman este pe picior de plecare, iar giurgiuvenii l-au pierdut săptămâna aceasta pe fundașul dreapta Pedro Queiroz. Fotbalist aflat la final de contract și care a semnat cu Chaves, echipă proaspăt promovată în Liga Portugheză. Queiroz a fost unul dintre preferații lui Șumudică și a evoluat în ultimul sezon în 32 de partide pentru Astra. La ora actuală, campioana nu are soluții în apărare pe dreapta, unde Scarlata Che nu este văzut ca fiind o opțiune. Weekend în jumătatea de sud a țării și în zonele montane aferente, vremea va rămâne în general instabilă. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat cantități de apă mai însemnate și căderi de grindină. În jumătatea de nord, înorările vor fi temporare, iar fenomenele specifice instabilității se vor semnala pe arii restrânse cu precădere în regiunile vestice. Temperaturile maxime ușor mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă. Sâmbătă la Giurgiu, vremea se va menține în general instabilă, așa că norii acoperă temporar cerul și aduc averse posibil însoțite de descărcări electrice și un vânt mai alert. Temperatura maximă ușor mai scăzută decât cea normală pentru această perioadă va fi de 23-24 de grade. Duminică cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate spre seară și noaptea, când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă în creștere ușoară față de ziua precedentă va fi de 25-26 de grade. În aceste condiții, în weekend, termometrele vor indica 25 de grade la Mihai Leș, Bolintin Vale, Ghimpați, Comana, Giurgiu și 24 de grade Celsius la Izvoarele și Hotarele. Vântul va sufla cu o viteză variabilă din direcția nord-vest. Presiunea atmosferică va fi de 755 mm coloană de mercuri, iar umiditatea de 64%. Apele Dunării sunt în scădere cu 10-20 de centimetri, cota probabilă fiind 274 centimetri. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu și vă dau întâlnire duminică, atunci când giurgiuvenii vor ieși la vot pentru a-și alege primarul, consilierii locali și consilieri județeni. Primul jurnal de știri la TV Giurgiu duminică va fi la ora 10:30 în direct, așa cum v-am obișnuit. Până atunci, vă doresc un weekend excelent!